Un mesaj fals transmis în numele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a început să circule pe WhatsApp. Este vorba despre un mesaj referitor la măsurile de autoprotecție pentru populație în cazul contaminării radioactive a mai multor regiuni din țară, după ce un depozit de uraniu sărăcit din Ucraina a fost bombardat. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis că se delimitează clar de aceste informații care se înscriu în spectrul datelor de tip fake news și recomandă cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale și să verifice datele și informațiile primite prin diferite canale de comunicare.